Medie, deci sunt peste 100 oricum, 150 cred că e cam aici, pentru că sunt oameni și localnici, dar sunt și oameni care trec în tranzit. Magazinul fiind situat la o șosea de o stradă principală, peste 150 de clienți. Deci nu sunt numai oameni care locuiesc. Da, e într-adevăr e un magazin de cartier, dar fiind situat la stradă principală, am și oameni care trec în tranzit. Cei care se duc la Delta, cei care e șoseaua care duce exact spre mare la... Sunt atâtea obiective turistice la noi în Dobrogea, să știi. S-au făcut foarte multe obiective. Cauza restricțiilor, să știi că s-a diminuat. Pentru că, așa cum am spus ceva mai devreme, aveam clienți care treceau în tranzit. Și sunt clienți care treceau aproape în fiecare an de 2 sau de 3 ori pe an, deci își făceau vizite la mare, în delta, la munte. S-au deschis destule obiective turistice, la degustări, la cramă, la noi, la măcin. Da, s-a simțit. Totdeauna zic că sunt lucruri mult mai rele în lumea asta. Sunt oameni care poate trăiesc la limită, mă refer la sănătate. Și atunci eu, ca să port masca, să țin o distanță, să fac măsurile de igienă care mi se impuneau, a fost greu să le fac. Am zis că trebuie să le fac. Și așa îi încurajam și pe clienții mei. Le vedeam panica. De multe ori mă încărcam cu ceea ce simțeau ei. Mă derutau și pe mine. Dar eu în timpul ăsta am refuzat să mă uit la televizor, să privesc orice online cu ceea ce privește de COVID, de pandemie. Deci îmi lăsam doar notificările să-mi vină, ceea ce ține de măsurile care le impuneau la muncă. Se dădeau anumite reglementări și trebuia să știu la ce trebuie să mă aștept. Atunci eu am refuzat să mă uit la televizor și la online, n-am vrut să văd nimic. Zis, e de ajuns ce văd la muncă, e de ajuns că văd panica din ochii oamenilor. Și vedeam că a spus ce-i mai rău, adică și înțeleg, e un sentiment normal să-ți fie frică. Prima perioadă când s-a dat restricția, și oamenii au fost foarte speriați. Și eu am fost speriată, că toată lumea ne temea pentru noi, pentru familie. Eu am încercat, cred că am empatizat cu ei. Am încercat să-i încurajez. Toată lumea se adaptează așa cum adaptez eu. Poate eu mă adaptez mult mai ușor. Poate încerc să văd și partea bună a lucrurilor. Chiar nu puteai să vezi, dar încercam. Eu întotdeauna am încercat să-mi găsesc o motivație, pentru că zi de zi luând contact cu ei, văzând panica din ochii lor, văzând frica din ochii lor, te încărcau și pe tine la un moment. Dar încerca să-i încurajez, am empatizat cu ei. De foarte multe ori încurajam, le explicam de ce trebuie să poarte masca, de ce trebuie să păstreze distanța, de ce trebuie să... să facă anumite măsuri de igienă, de ce... Făcut, hai să zicem, un pic de educație, să măcar să simtă că cineva e de partea lor. Le-am explicat prin aceleași sentimente trec și eu, dar mă motivez altfel. Întotdeauna găsesc o motivație, întotdeauna găsesc așa o... Nu știu, un țel așa să zic că sunt... Fac haz de necaz. Eu mai zic fac haz de necaz. Deci în fiecare zi am făcut aceeași vezi cum să-și pună masca, pentru că dacă își pune masca, se protejează în primul rând pe ei. Pentru că așa nu, exact cum am spus mai devreme, nu sufocă sistemul medical. Te duci bolnav, e greu,
Era greu, cel puțin în primele luni a fost foarte greu să apelez la sistemul sanitar. Fiecare zi același lucru am spus, același, dar de multe ori mă încărcam și eu, adică, cum să zic, răbdarea mea era dusă la limită. Deci am avut, gândește, și momente în care am răbufnit, răbufnit pur și simplu, am răbufnit. Am avut și momente când am lucrat și cu lacrimi în ochi, când vedeam, îi simțeai că nu vor să te asculte, deci înțelegeai ce le spuneai, dar nu vreau să te asculte. Și îmi puneam de multe ori întrebări, mai merită să mai mă duc? Dar altă opțiune n-aveam, trebuia să mă duc. Și eu am simțit frică și simt frică în continuare, mi-e teamă în continuare și pentru mine și pentru familie. Gândește ca mama bolnavă, gândește ca un bătrân de 90 de ani și e posibil să vin și cu virusul acasă. Dar dacă n-aș fi atentă și n-aș avea grijă, există posibilitatea și asta, dar sunt și eu om la rând. Asta am încercat să le spun și prin ce treceți voi, trec și eu. Dar știi ce? Chiar când am spus lucrul ăsta, mi-a spus un client că sunt doar o vânzătoare. N-am mai avut nicio replică, știi? Am spus doar mulțumesc pentru apreciere. Și atât. Asta a fost. Dar cred că înainte de a fi vânzătoare, sunt om. Și eu la rândul meu familie. Și eu fricile mele, am și eu temerile mele. E ușor să fii vânzătoare. Multe zile am avut în care, cel puțin am trecut în perioada de relaxare, aia a fost cea mai grea perioadă. Pentru că oamenii n-au înțeles că perioada de relaxare nu înseamnă să-ți lași garda jos, să nu mai porți mască. N-au înțeles lucrul ăsta. Eu cred că trebuie să fim conștienți că trebuie să ne protejăm în continuare. Pentru că cunosc oameni care au rămas cu sechele. Adică au rămas în continuare fără miros, au rămas cu probleme la plămâni, dar aș vrea ca acești oameni să iasă în față și să spun că virusul ăsta nu e o joacă de copil. Așa cum o banală gripă, unii o duce mai ușor, unii o duce mai greu, așa și virusul. Dar e foarte greu. E mai ușor să pui etichete, e mai ușor să arunci cu cuvinte fără să le mai cunoști conținutul lor. E foarte ușor să faci lucrul ăsta. Dar sunt și oameni buni printre ei, adică oameni care înțeleg, ne mulțumesc că suntem acolo, se bucură. Deci chiar am văzut o clientă acum o lună și după aproape 2 ani de zile, cred că. Da, aproape 2 ani de zile în care a zis, Doamne, mai sunteți aici, sunteți bine, cum ați trecut. Mai sunt și oameni. De ce să nu zic? Mai sunt și. Mă bucur că mai sunt și ne recunosc că, uite, stăm acolo și cu stoicism suportăm. E greu, a fost greu. A fost o perioadă foarte grea. Eu am înțeles că a fost greu pentru toată lumea, nu numai pentru mine. Toată lumea a fost greu. Iau lucrurile așa cum vin. Nu mai îmi fac niciun plan. Bine, mie mi-a demonstrat timpul că să nu mai îmi fac planul, că mi s-a mai întâmplat să mi se mai... Dar acum chiar nu mai îmi fac niciun plan. Sunt mulțumită doar că sunt sănătoasă și eu și familia, că nu m-am îmbolnăvit, că nu știu ce repercusiuni ar fi avut această boală asupra mea sau, mă rog, a celor din jur. Nu mai fac niciun plan, absolut. Iau totul așa cum vine, sunt mulțumită așa cum sunt. Am un copil minunat, am un soț de care mă sprijin, ce vreau mai mult? Suntem sănătoși, chiar nu vreau nimic mai mult. Că putem să mai facem și o vacanță, asta e partea a doua. Bine, cum vine?